Bine, din salutare, vreau să vă prezint așa zisă tehnica box care va răspunde la întrebarea cum oamenii cumpără de la noi, ori de la alții, ori în general, cum oamenii iau decizia de cumpărare. Mie spune Dumitru Talmazan, sunt speaker internațional, certificat Facebook, MBA executive și lucrez în domeniul digital de peste 6 ani de zile. Respectiv pe talmazan.md, talmazan.school, puteți găsi despre proiectele noastre, despre experiența noastră și content gratuit foarte mult și util despre digital comunicare. Vă spuneam că azi discutăm despre tehnica box, haideți în câteva secunde să vedem despre ce este ea. Dacă noi ne imaginăm că în capul fiecărui om este, așa, spun așa, capul fiecărui om este așa o cutiuță. Iar în acest cap care noi luăm deciziile, există mai multe cutiuțe. Fiecare cutiuță răspunde pentru un domeniu din viața noastră de zi cu zi. Noi avem sute și mii de cutiuți. Una e mai mare, una e mai micuță, una e mai pătrată, una e mai rotundă. Spre exemplu, această cutiuță răspunde de, nu știu, despre pizza. Această cutiuță răspunde despre spa. Această cutiuță răspunde despre social media cursuri. Adică fiecare domeniu de activitate la noi în cap are o cutiuță. Problema acestei cutiuțe este că în fiecare cutiuță pot încăpea maxim 4, 6, 10 afaceri sau branduri pe care noi le ținem minte. Haideți să facem un exercițiu de imaginație. Dacă acum eu vă întreb, dragă prieten, prietenă, coleg, colegă, numește-mi, te rog frumos, 10 companii de producere a serviciilor de social media. Sau 10 cafenele unde se poate cumpărat și de mâncat pizza gustoasă. Ori 5 companii de pastă de dinți. E de acord că primele 3 le vei numi foarte ușor. O să spui, spre exemplu, nu știu, Blendaman, Colgate, Paradox, Cocoitadoxal, Splat sau nu știu. Dar ele sunt sute de companii. Păi, întrebarea mea este către tine. Eu sunt în cutiuța ta? Sau tu ești în cutiuța mea? Când eu mă gândesc la serviciul tău, barbershop, frizerie, spa, social media training-uri, tu apari la mine în cutiuță. Când eu vreau să zic, trebuie să mă duc să cumpăr mașină, ce fel de brand la mine în cap apare? Când eu spun, trebuie să mă duc să fac o procedură, un check-up de sănătate, ce fel de clinică la mine în cap apare? Pentru că există așa moment când voi spuneți, clinica spune, nu, 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 acolo e scump sau nu e calitativ. De aceea, înainte să creăm campanii publicitare sau în paralel cu campaniile noastre publicitare, întrebați-vă, atunci când apare acest anunț publicitar, când apare acest copywriting, când apare aceste creative, ele fac acea reacție corectă în cap în care oamenii spun, da, sunt gata să cumpăr, acum aici de la tine. Sau îi spun, dar tu cine ești? Și atunci când tu nu ești în cutiuța mea, eu n-am nici șansă să mă adresez ție ca să-mi vinzi produsul tău. Nu din cauza că nu ești calitativ, nu din cauza că ești scump, nu din cauza că ești în alt capăt a orașului, continentului, globului. Pur și simplu, eu n-am cumpărat de la tine pentru că eu nici nu știu că tu existi. De aceea, campaniile publicitare strategice de brand awareness, campaniile publicitare strategice de poziționare, expertiză, sunt must-have pentru toate afacerile. Așa că dacă faceți social media comunicare, digital comunicare, întrebați-vă, consumatorul vostru, în cutiuța lui despre nișa în care voi lucrați, a pus brandul vostru sau nu? Și dacă la el deja sunt formate brandurile în cutiuță, cu ce efort el trebuie să scoată de acolo un brand ca să pui brandul tău acolo? Acestea fiind spuse, mai pozitive, mai pesimiste, dar trebuie să realizăm că nu este de ajuns doar un boost post, un ads și businessul tău va merge doar spre pozitiv. Marketingul este arta de a învăța oamenii să cumpere. Marketingul este arta de a învăța oamenii să cumpere ce vrem noi. De ce? Dacă tu vrei ca eu să cumpăr produsul tău, unu, eu trebuie să știu că tu existi. Doi, eu trebuie să înțeleg care este diferența dintre tine și cei care deja eu știu. De ce eu trebuie să-mi schimb stomatologul? De ce eu trebuie să schimb frizierul? De ce eu trebuie să schimb compania de consultanță?
Trei, eu trebuie să știu valoarea pe care o transmit și prețul nu întotdeauna este factor de decizie, pentru că sunt gata desigur să plătesc mai mult, dar să am garanție că va fi calitativ, dar câteodată eu nu sunt gata să plătesc mai mult, pentru că această nișă, acest domeniu, acest produs presupune că eu o să port sau o să mănânc sau o să folosesc doar 30 de secunde. Toate aceste detalii, știindu-le, noi putem crea o comunicare, noi putem crea o strategie mai corectă. Așa că vă doresc succes în comunicarea voastră digitală. Fiți în cutiuța mea, dacă vreți să cumpăr de la voi. Sper mult că sunt în cutiuța voastră ca să cumpărați de la noi, nu doar produse, dar și idee, concept și serviciul gratuit tot se vinde, apropo. Pentru că cumpărăm timpul, nu neapărat trebuie să fie changing de money și product. Și faceți campanii frumoase, comunicați digital corect. Toate cele bune, noi suntem pe talmazan.md, talmazan.school, ASAP Digital Team, Facebook, Instagram, Adnăclasnic, YouTube, orice rețea socială ne găsiți acolo. Succese, like-uri, share-uri și conversii vă doresc!